Pentru Adrian Nuță, acest proiect a fost unul de suflet. S-a gândit că sunt foarte mulți copii care au nevoie de un acoperiș deasupra capului și a mobilizat prieteni cunoscuți și cu sprijinul Direcției pentru Protecția Copilului Dâmbovița a reușit să finalizeze o casă de tip familial în incinta Complexului de Servicii Sociale din Găiești. Eu am fost la școala de alături și avem în clasă niște colegi de la Casa de Copii. Și am rememorat, soarta a făcut să pot să fac niște lucruri și am făcut-o într-adevăr din suflet, chestia asta. Am putut să o fac, sper să mai putem face și alte lucruri. Părea mea că este doar o picătură chestia asta într-un ocean, dar... necesară și este utilă. Să sperăm și sper să se simtă foarte bine. Obiectivul a fost realizat ca urmare a unei convenții între Fundația Sera, Consiliul Județean Dâmbovița și DGASPC, cu sprijinul sponsorilor. Scopul a fost acela de a construi un spațiu unde să fie găzduiți frații care ajung în sistemul de protecție. Este vorba de suma valoare totală a lucrărilor de 460.160,56 lei, inclusiv TVA. Și a pornit această lucrare în 2015, finalizată acum. În această casă vor locui tineri, copii, începând cu 6-7 ani până la 26 de ani. Să le pliem pe familii unde vin copii mai mulți frați. Pentru a nu mai despărți frații este una dintre problemele pe care le întâmpinăm noi. M-a impresionat punctul de vedere exprimat de către sponsor, venind undeva din timp, această dorință de a ajuta copiii, pentru că cel mai bine colaborează sau înțelege un copil un alt copil. Casa inaugurată și sfințită de un preot își așteaptă locatarii. După finalizarea obținerii tuturor avizelor, 14 tineri vor fi găzduiți aici.